Cetățenii cu posibilități reduse din Roman au primit alimente din partea PDL Roman. 50 de astfel de pachete au fost împărțite la sediul partidului. Familiile au fost alese cu ajutorul consilierilor locali, care au avut sarcina de a inspecta cartierele romașcane de care răspund. Da. Sănătate. Doamne ajută, sărbători cu bine. Sârboana. Sârboana. Șerban Anica. Cum o să vă rog? Șerban Anica? Da, imediat. Da? Hai, încet, încet. Hai că ți-aduc eu aici, numai să ai grijă, poate îl pui în cealaltă, să nu se rupă. Și dea Dumnezeu sănătate. Și știți cum a venit? Că acum ar veni o ploaie în timpul săcii. Așa a venit. Vă mulțumesc frumos. Cum v-a descurcat cu banii? Numai eu știu. Eu și bunul Dumnezeu. Mulțumim mult pentru toată atenția pe care ni se acordă membrilor PDL. Suntem fideli partidului. Doamne Elena Udrea, care îi mulțumim și dumneei la fel, domnului primar și la toată echipa PDL-ul. Sărbători fericite și Paște fericit la toți. Cam fiecare an, cred că așa este bine și creștinește, să asigurăm un sprijin celor cu posibilități mai reduse. Eu chiar mi-am format așa un tabie, dacă am putea spune, înainte de Paște de Crăciun, să întindem mâna și să-i ajutăm pe cei aflați în nevoi, să ținem aceste posturi în speranța luminii, a păcii și a împăcării cu noi și cu toți cei din jur, a spovezii și a Sfintei Împărtășanii. Nu trebuie să lipsească, cred că, din viața nimănui și ne ținem de acest lucru. Eu, echipa mea de aici, de la Partidul Democrat Liberal din Roman, încercăm ca de fiecare dată, în măsura posibilităților, să fim alături. Ce conține acest caiet? 50 pentru 50 de familii. Sunt un kilogram de făină, un kilogram de zahăr, un kilogram de orez, un litru de ulei, 2 litri de vin, 2 litri de suc, o pungă cu rahat, un cozonac, un pui, o ciocolată. Cred că sunt niște pachete consistente și ați văzut, sunt și destul de voluminoase. Sunt oameni care s-au, deci aceste pachete s-au distribuit prin intermediul consilierilor locali, prin raza de acoperire pe care o au teritorial în municipiul Roman. Dânsii au identificat acolo unde au mers în teren, acolo unde au discutat cu oamenii, probleme într-adevăr mai deosebite. Astăzi, în Joia Patimilor, le mânăm cetățenilor pentru Sfintele Sărbători de Paște, cu urarea de sănătate, bucurie, înțelegere și, sigur, sărbători fericite tuturor. Persoanele care nu se pot deplasa au primit acasă vizita consilierilor locali PDL.